Din punctul meu de vedere, nu există nici o rușine în a avea grijă de familia ta, în a avea grijă de copii, în a avea grijă de casa ta. De când lucrurile acestea au devenit o povară? De când aceste lucruri nu le mai face femeia, dar nici bărbatul în casă? Adică, ce ar trebui să facem? În afară de a ne duce la serviciu și de a ne face o carieră, ce ar trebui să facem? Cred că femeia ar trebui să fie și independentă, dacă trebuie să fie independentă, și cred că femeia ar trebui să și știe în continuare să fie mamă și să aibă grijă de prunci și să facă ceea ce îi place. Căci doar de câteva ori în viață apucăm să avem prunci. Oare cine ne-a făcut să credem că nu mai suntem demne de așa ceva? Că acest lucru nu mai este bun pentru noi? Dar cine ne-a făcut să credem că ne va împlini o viață doar cu carieră? Cariera este bună. Își are rolul ei, mai ales dacă facem ceea ce ne place, dacă facem ceea ce ne este menit să facem și dacă facem lumea mai bună prin asta, mai frumoasă. Dar dacă nu și dacă doar ne chinuim la un job și chiar dacă nu ne chinuim și dacă facem doar ce ne place, credeți că doar o carieră ne va face să ne simțim împlinite? Sau o îmbinare între mai multe, între carieră, între familie, viața de familie, călătorii, hobby-uri? Sunt foarte multe lucruri care merg așa, mână în mână, și ne fac să ne simțim că, într-adevăr, avem o viață împlinită. Dar, ca să ajungem acolo, trebuie primul și în primul rând să depășim acest prag de supraviețuire. Căci dacă suntem în pragul de supraviețuire, ni se va părea imposibil să creștem mai mult de un copil. Sau mi se va părea imposibil să creștem chiar și un singur copil. Pentru că nu e așa. Nu sunt bani și toate sunt scumpe. Și într-adevăr, așa este. Toate pentru copii sunt scumpe. Și copiii mănâncă mult, copiii consumă mult, copiii murdăresc mult, copiii rup mult, copiii cresc repede. Și trebuie multe deodată. Știu cum e. Dar cu încredere, toate vor veni la noi la timpul potrivit, cu siguranță. Așa că eu nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră dacă dumneavoastră îmi spuneți că femeia nu este făcută pentru a face copii, pentru a-i crește, pentru a susține familia, pentru a fi susținută la rândul ei. Mie îmi place să le îmbin pe toate. Și îmi place să știu că dacă sunt, că rămân vreodată singură, Doamne ferește, poate se întâmplă ceva, poate nu știi niciodată, să știu că pot să-mi susțin și singură familia. E foarte important. În plus, există sezoane. Fiecare viață are sezoanele ei. Sezonul tinereții, sezonul familiei. După aceea copiii pleacă, zboară de la casa noastră. Putem să ne facem afaceri, putem să călătorim, putem să facem tot ceea ce ne dorim noi. Viața are sezoanele ei și e bine să ne notăm așa odată cu fluxurile vieții. Greu am ajuns la aceste concluzii, pentru că și eu am fost crescută pe mentalitatea de feminism.
Femeia nu mai trebuie să stea la cratiță, femeia nu mai trebuie să stea să facă curat după bărbat, să-i strângă de pe jos, să facă aia, să facă aia, să facă mâncare toată ziua, să stea numai după plozi și tot așa. Nu, femeia să fie independentă. Da, sunt de acord, dar există un anumit preț. Și prețul ăla trebuie să fim în stare să-l plătim. Sunt 100% pentru independența femeii, dar nu susțin faptul că femeia nu mai știe să fie femeie.